Au fost 4 zile care efectiv nu știu cum au trecut. Nu am simțit nevoia să mănânc, nu am simțit nevoia să beau apă, nu am simțit nevoia să dorm în acele 4 zile. Dacă îmi spunea cineva treaba asta, mi se părea ceva de domeniul SF-ului. Dar eu am trăit-o pe propria mea piele. Nu am simțit nimic, nevoia de nimic, ceea ce este omenesc cu putință, să te alimentezi sau să te odihnești. Nu, pur și simplu a trecut ca din... A fost ca un vis, din păcate urât. Ziua înmormântării lui Aurelian mi-e îmi trezește amintiri foarte dureroase și acum mă afectează momentul numai când mă gândesc. Am plecat spre Dervent, foarte greu am reușit să ajung, nu găseam cu ce să merg. A fost așa un drum foarte ciudat și prima oară când m-am dus acolo, am văzut o mare de oameni. O mare de oameni formată în cea mai mare parte din admiratori de-i lui Aurelian. Cu mulți dintre ei mă întâlnisem și pe Bac când am trecut Dunărea. Oameni veniți din toate colțurile țării. Pentru un artist obișnuit, nu știu dacă s-ar fi întâmplat asta. Deși artiștii de muzică populară sunt iubiți. Dar Aurelian a fost atât de iubit, încât și la moartea lui a reușit să facă și audiență, dacă vreți. Oamenii stăteau așa cu sufletul la gură să vadă fiecare moment, ce se întâmpla, ce se mai spune. Până la urmă era o mormântare. Nu era ceva spectaculos. Au urmărit până la ultima clipă de transmisiune și au venit mai mult decât atât. Au venit acolo. Nu era deloc comod, treceai cu bacul, așteptai, puteai să aștepți și o oră până venea următorul. Ce m-a surprins, prima dată marea aceea de oameni. Apoi, faptul că dintre atâția soliști cât ți-a ajutat el, au fost prea puțin prezenți, foarte puțin, extraordinar, nepermis de puțin. E adevărat, au mai fost și la București, o parte dintre ei, dar mulți au lipsit. Au venit și alți soliști care doar l-au admirat, care poate n-au ajuns la emisiunile lui, cu care el n-a avut tangențe, lăudabil zic eu, dar rușinos pentru cei care n-au venit și trebuiau să fie acolo. La mormântare vedeam din artiști, din rude, care, mă rog, cât de cât erau mielușei și eu în spate cunoșteam realitatea. Și atunci jalea sau pierzi un om drag și vezi cum lucrurile sunt altfel înțelese. Îmi spunea de multe ori, deci îi ziceam, ești nebun? Cum să vorbești despre... Stai liniște, Simona, că eu am stabilit tot, eu mi-am ales locul de veci, le-am arătat doamnei Elisabeta, i-am arătat lui Nicușor, Nicușor m-a făcut nebun, n-a vrut să meargă, să-i arăt, vreau să mergi și tu să-ți arăt. Știu cu ce voi fi îmbrăcat, dar zice, fii atentă, zice, tu ai o singură, o sarcină care ți-o dau, să mă jelești cu vorbe la moartea mea, zice, altfel te blestem, zic, tu, dar ce ești nebun? Momentul iar care m-a marcat, în momentul când i-a pus capacul, a pus sicriul să-l bage în groapa. Atunci s-a rupt pământul cu mine. Știam că nu-l mai văd. Aia a fost tot. Cele mai groaznice. Cum să vă zic? Toată viața am să-l plâng, deci am și o etapă. Mulți zic, mor, te întâlnești acolo, nu știu dacă voi fi demnă să fiu lângă el. Nu știu. Pentru că a fost un om credincios.
ce am să mă rog, atât mi-a rămas pentru familia mea. Am un talisman pe care îl port cu sfințenie din ziua mutării lui la Domnul. Un dar de suflet la care țin foarte mult. Atunci când am ajuns acolo la Viena și l-am găsit pe Aurelian, l-am găsit, când ne-a luat pe noi trei și ne-au dus acolo să-l recunoaștem pe Aurelian. L-am găsit pe pieptul lui, am găsit crucea aceasta pe care o purta el cu sfințenie și pe care o are primită în dar de la frățiorul Efrem, aceasta, crucea lui. Și ulterior, eu am luat-o atunci și am pus-o în buzunar. Și mi-a spus părintele Efrem că în discuțiile lor i-a spus că atunci când el nu va mai fi, această cruce să-mi încredințeze mie. Și o port din suflet ca un talisman și cred că o voi purta toată viața mea, cu drag. Pentru că el o are de la părintele Efrem, iar părintele Efrem o are de la un sfânt părinte din Ierusalim. Poate aici există o legătură spirituală. Și mulțumesc din suflet încă o dată și dincolo de slăvile cerului pentru tot ce a făcut pentru mine. Eu am făcut atât cât am putut pentru un frate mai mare. Dumnezeu să-l odihnească în pace și o port cu drag câte zile o avea. Sincer, în momentul ăla m-am gândit la toți oamenii cu care s-a certat până în momentul respectiv. Nu am o persoană anume, pentru că sunt foarte mulți care au încercat să-i facă rău de-a lungul timpului, dar vedeți, ca la orice om, atunci când ești bolnav, este foarte distructiv să fii și stresat, să te ceri cu cineva, să te superi. La el, fiecare supărare, fiecare stres, fiecare ceartă îi mai tăia câte o zi din viață. Ana Maria Preda, cred că se aștepta la aceste etape. M-am întâlnit cu ea cu ceva vreme în urmă și am descoperit o Ană puternică. Am descoperit o Ană care știe să lupte pentru viață, care nu crede în prieteniile declarative și vis-a-vis de prieteniile lui Aurelian, e posibil să fi fost și multe prietenii declarative. Dar Aurelian a avut știință de aceasta. Și dacă Ana mai are alături de ea trei prieteni, este bogată. Măcar trei prieteni. Dar cea mai mare bogăție o reprezintă preoții de la Dervent, mama lui Nicușor Iordan și mama ei. Aurelian spunea că în momentul când nu va mai fi aici printre noi, în scurt timp va fi căutată Ana sau eu și ni se va mâna o carte. O carte în care el și-a scris bunele și relele, bucuriile și tristețile și tot ce a gândit și ce a vrut sufletul lui. Asta pentru ca toți oamenii să înțeleagă ce a fost cu el în scurta asta perioadă pe fața Pământului. Cora, în cartea asta, care va apărea fix la 3 ani după ce eu voi muri, da, va conține lucruri de care lumea va fi șocată. Să faci așa, bineînțeles că îl certam. Dacă, Doamne ferește, se întâmplă să mori, cum să iasă cartea asta să mai scrii lucruri pe care ar trebui să supere pe cineva? De ce nu le spui acum? Nu, că s-ar întâmpla
niște lucruri foarte grave. Și cum o să scrii cu lux de amănunte? Da, cu lux de amănunte. Persoane, cu nume, cu tot ce mi-a făcut, pentru că destul am răbdat în viața asta și nu vreau să-i mai las. Vreau să știe toată lumea. Și acum, sigur, eu mi-a spus că deja este și plătită acea carte, da? Că într-o zi ea va apărea. Toți fanii știu, chiar și ei mă întreabă, Cora, când va ieși acea carte? Este greu de spus pentru că eu atâta știu, că fix la 3 ani va apărea, nu știu de ce la 3 ani, nu știu de ce trebuiau să treacă 3 ani, și că Ana va fi cea care, probabil că ei, la ea, o să, îi se va mâna acest manuscris. Dacă el și-a făcut un manuscris și și-a expus viața lui toată în acel manuscris, ar fi foarte frumos și interesant pentru toată lumea, să știți. Cred că ar fi o explozie a succesului. Dar nu știu dacă a apucat să scrie. Poate că s-ar putea să existe niște scrisuri din astea, așa, cu tot felul de aberații, ca să le repete. Ca să le repete. Adică eu scriu, cum cred că scrie și Nicușor Iordan, scrie și apoi repetă. Deci sunt un fel de... ați văzut la teatru, nu? Că trebuie să repezi. Niște piesele trebuie repetate, nu? Și așa făceau și ei. Că altfel nu poți să-ți aduci aminte totul perfect, nu? Ceva scapă, ceva se alunecă, nu? Știu că își nota fiecare suferință, fiecare idee, fiecare... Eu nu am văzut manuscrisul, dar din gura lui știu că această manuscris sau acest manuscris există undeva din moment ce... Deci din ceea ce a spus el. Un jurnal al vieții lui. La un moment dat a pomenit Aurelian despre acest lucru, zice: Simona, voi scrie o carte. Vreau să scriu o carte. Mi se pare că a spus și public lucrul ăsta. Nu m-a surprins că îmi spuneți că a zis la 3 ani, dar eu cred că n-am mai avut când. Pentru că ultimele luni, nu știu, parcă au venit așa ca un tăvăluc cu afecțiunea lui. Dar mi-a spus la un moment dat, zice: Simona, am de gând să scriu o carte, o carte care va răsturna lumea muzicii populare românești. Așa mi-a spus. Păi cum, Aurelian, dacă s-a gândit să-și facă un testament, simțea sfârșitul și asta e foarte... Eu cred că nu există ceva mai groaznic decât să știi că mori și că trebuie să-ți rezolvi niște treburi. Nu știu dacă știam că el urma să-și facă un testament, n-am mai apucat să vorbesc cu el, dar nu știu dacă l-a făcut. Nu am mai întrebat, pentru că după decesul lui chiar nu era cazul să întreb. Nici în ziua de azi nu l-am întrebat pe Nicușor. Cert e că nu mai locuiește pe aici, pe lângă mine. S-a mutat în altă parte, nu cunosc, deși am fost la el în casă, avea un apartament tare frumos. Nu știu, dar oricum, tot ce are, i-a rămas lui Ana Maria, eu sunt convinsă. Pentru că Nicușor știe să administreze atât de bine tot ce a lăsat Aurelian. Aurelian, și să știți că foarte rar se întâmplă să ai un prieten atât de nedejde cum... Nicușor Iordan. Asta îmi pare rău că nu am mai apucat să-mi spun. Mi-a spus așa: Cora, înainte să mor vreau să spun un secret pe care trebuie să-l auzi numai de la mine. Nu cum ți-l vor povesti ceilalți după ce eu voi muri. Sunt lucruri pe care le știu și nu le pot spune. Sunt lucruri pe care nu le știu și nu le pot spune. Eu am vrut să fiu foarte sincer și foarte corect cu mine. Și am vrut să spun lucrurilor pe nume, deși știu că am supărat și că doare ce am spus, dar viața bate filmul. Nu știu dacă au mai fost și alți moștenitori, dar dacă ar fi fost, probabil că... Dar poate că... Nu poate. Clar că simțurile lui erau altele.
Și văzând că este foarte conștient, atunci notarul a hotărât să întrebe... Să știi că nici ceilalți copii nu au rămas așa, adică fără nimic. Da, este adevărat că Aurelian Preda a spus la acel moment, pentru că fiica lui nu era majoră,